Corvinul Hunedoara și CSC Schellenberg nu au putut fi departajate la meciul ce s-a disputat sâmbătă în deplasare, la fel ca în sezonul regular. După 0-0 în toamnă la Hunedoara și acum tabela a rămas nemișcată la Cisnădie, în etapa a doua a play-off-ului. Corviniștii au dominat în mare ostilitățile, țintind de două ori transversala, în vreme ce gazdele au fost periculoase doar pe final, când au și marcat, golul fiind anulat, pe motiv de offside. Un rezultat de egalitate, un meci disputat încă din primele minute, mai ales pe tot ce a însemnat prima repriză, cu ocazii, cred eu, de partea noastră mai clare și mai multe. N-am reușit să le fructificăm, îmi pare rău pentru lucrul ăsta. Ne doream să câștigăm aici, dar atât s-a putut. Un punct astăzi și mergem în continuare. Tehnicianul corviniștilor a urmărit meciul din tribună, fiind suspendat după meciul cu Gloria Buzău, când a primit al patrulea cartonaș galben. O experiență pentru mine, am trăit meciul cum nu mai îmi doresc să-l trăiesc. Pe scaun în tribună, a fost frumos că am fost alături de suporterii noștri și țin să le mulțumesc pe această cale că au fost alături de noi, ne-am simțit ca acasă. Despre meci, lăsând la o parte faptul că n-am putut fi pe margine lângă băieți, un joc bun, știam că vom resimți puțin oboseala, dar băieții s-au concentrat foarte, foarte bine, au gestionat bine momentele. Am avut niște momente foarte bune din fazele fixe, două cornere foarte bune, prima repriză, după care s-a cam echilibrat. N-a fost un meci prea plăcut. Am încercat să ne creăm situația, am dat de o echipă foarte bine defensiv, organizată pe două linii. Am încercat cât s-a putut și țin să-i felicit pe băieți, chiar au dat dovadă de caracter și nu e ușor să joci astfel de meciuri după trei zile când ai avut meciul precedent câștigat contra campioanei României. Suporterii alb-albaștrilor au fost alături de echipa lor de suflet și la acest meci în deplasare. Corvinul Hunedoara se întoarce miercuri de la ora 19 sub lumina reflectoarelor pe stadionul Mihail Klein, odată cu al treilea meci din play-off-ul Ligii a doua, când va înfrunta Asociația Fotbal Club Unirea 04 Slobozia.